Ne-am întors în direct cu invitatul jurnalului. Alături de noi se află domnul Antonio Marcelli, instructor auto, dar și președinte al Asociației Profesionale a Formatorilor Auto Pro Safe Drive din Iași. Bună seara și bine ați venit la noi! Bună seara și bine v-am găsit! Vă doresc o primăvară frumoasă și sperăm într-o primăvară care să ne aducă și bucurie. Căldura va veni, sigur, chiar dacă acum temperaturile sunt scăzute. Iată, chiar dacă e 1 martie, am preferat să abordăm un subiect important pentru noi, de altfel, și e important să aflăm situația instructorilor din Iași, să vedem ce s-a mai întâmplat. Iată că a fost o perioadă mai lungă de timp în care nu ne-am mai văzut, dar cu siguranță aveți lucruri bune de spus și lucruri care trebuie să rezolvate în mod urgent. Categoric, într-adevăr, a trecut o jumătate de ani de când nu ne-am văzut. Am încercat în această perioadă să mai îmbunătățim ceva din activitatea pe care o desfășurăm în domeniul instruirii practice a cursanților pentru obținerea permisului de conducere, dar ne lovim în continuare de aceleași probleme de nepăsarea autorităților, de nepăsarea ministerului. Uneori am senzația că nici nu se vrea să se face ceva. Care mai sunt nemulțumirile instructorilor auto? Păi o parte din nemulțumiri țin de acest coeficient de promovabilitate pe care deocamdată ministerul susține în continuare că îl va aplica. Probabil, ținând cont de faptul că la 1 septembrie a intrat în vigoare acest ordin, sau mai bine zis, a fost pus în aplicare efectivă la 1 septembrie anul trecut, ne așteptăm ca la 1 septembrie anul acesta să apară această promovabilitate pusă în execuție, cum ar veni, adică dacă nu obținem un procent de minim 40%, să suspende activitatea acelor școli sau acelor instructori care nu au îndeplinit acest criteriu în privința vis-a-vis de obținerea permisului de conducere. Este o aberație. Este o aberație și am susținut tot de la început și toți suntem de acord cu această idee că nu poți impune un procent minim de promovabilitate atâta timp cât normele sunt emise de un minister, noi suntem ca instructori sub același minister al Ministerului Transporturilor, iar examinarea o face Ministerul de Interne. Bine, ei sunt de fapt sub tutela prefecturii, este acest serviciu, direcția regim permise și înmatriculare vehicule, de răpăciv, care, sincer, au alte norme de examinare decât ceea ce ar trebui să fie, pe de-o parte. Au fost, ca activitate, a fost foarte convenabilă și plăcută, atât ca instruire, cât și ca examinare, cât normele de învățământ erau emise de Ministerul Învățământului, tot ce era planul de învățământ al școlilor de șofer. Eram sub tutela Ministerului Transporturilor, dar Ministerul Învățământului, care are competență să ocupa de planul de învățământ, și era examinarea făcută de Ministerul de Interne, dar erau cei de la Ministerul Transporturilor. Nu, erau de la Transportul, nu, nu a fost de la Transportul, a fost de la Poliția Rutieră. În momentul în care acest polițist, examinator, care se pregătește pentru a intra în poliție, el nu se pregătește pentru a face examinare auto. El vine pentru ideea de a fi polițist. Mai ales la serviciul regim permise și înmatriculări. Deci vă dați seama, schimbă permise, schimbă numere la mașină. Cu astea sunt ei obișnuiți să facă. Vine să facă examinare. Nu are această competență, pe de o parte, chiar dacă face cele cursuri, nu are această tragere. Abilitate, poate. Abilitate, sau... nu are tragerea de inimă să o facă, pentru că nu pentru așa ceva s-a pregătit. El face această activitate pentru că este impus într-un fel. Dacă examinatorii ar fi foști instructori, care să aibă un 10-15 ani vechime ca instructor, când au avut această experiență de a învăța pe cineva care efectiv nu știe nimic despre o mașină și îl duce până în punctul în care și-a obținut permisul și poate circula singur pe stradă, lucrurile s-au schimbat foarte mult.
Și din toate punctele de vedere. Da, din toate punctele, inclusiv cursantul, în momentul în care știe că acel examinator are în spate o experiență unde simte emoția cursantului, pentru că orice examen am dat în viață presupune și emoții. Acest examen nu se compară cu niciun examen din toată cariera pe care o poate avea un om în viața lui. Este un examen unde de la secundă la secundă se modifică condițiile în care ne deplasăm. Și atunci acești domni examinatori, am tot respectul pentru cei care își dau interesul, dar sunt oameni și ei, toți greșesc. Ba mai mult, știți foarte bine, din iulie au fost introduse camerele de supraveghere prin care se filmează acest examen. Un lucru bun. Îl recunoaștem. Dar mai apare o problemă. Subiectivismul uneori există. Și am întâlnit colegi, am întâlnit și cursanți, care au pus problema, m-a picat pe tot felul de abateri din lista de examinare, lucruri care nu pot fi dovedibile pe cameră. Și atunci ne întrebăm. Ce poți face în situația asta? Ce putem face, exact. Pentru că ceva ce este dovedibil pe cameră, avem posibilitatea de a contesta. Dar dacă el nu poate fi dovedibil, eu, acel martor pe care toată lumea știe că există în mașină, acel martor nu are nicio competență. El nu are permis de conducere, el nu este acolo ca prezență decât să ateste că acel cursant de la volan a fost examinat la ora D. Și a fost declarat cu tare sau cu tare după cum a fost stabilit de domnul examinator. Asta este un aspect. Un alt aspect pe care... Puteți să dați 2-3 exemple de abateri care nu pot fi dovedite pe cameră? Da, una dintre situații este neasigurarea la schimbarea direcției de mers. Cum poate să-mi dovedească un examinator sau un cursant că a întors capul și s-a uitat în oglindă și a văzut sau s-a uitat pe fereastră și a văzut pe geamul de la mașină și a văzut dacă dintr-o parte sau din alta vine sau din spate vine un alt vehicul și poate face schimbarea direcției de mers. Nu poate fi dovedibil. Sunt situații în care de multe ori apare această nesemnalizare sau semnalizare greșită. Aici sunt două aspecte. Pe de o parte, nu poate fi dovedită semnalizarea, pentru că zgomotul de la mașină, zgomotul pe care îl face semnalizarea, la unele mașini este mult mai scăzut decât la altele. Dacă e să, n-aș vrea să fac reclamă la vreo mașină, dar sunt mașinile autohtone care au un zgomot pronunțat și multe alte mărci străine care au un zgomot foarte scăzut. Uneori, nici noi ca și conducător auto nu sesizăm, sau ca instructori, nu sesizăm că este pornită semnalizarea. Și de multe ori intervenim comunicând cursantului, semnalizează. Deci, da, am semnalizat și, într-adevăr, ne uităm în bord, vedem martorul care ne arată că, într-adevăr, semnalizează. Deci, acest lucru ca zgomot nu poate fi sesizabil pe cameră, nici nu poate fi vizibil. Ori dacă ținem cont că o nesemnalizare este 6 puncte de penalizare, o neasigurare la schimbarea direcției de mers 9 puncte de penalizare înseamnă deja 15 puncte. Și mai punem o parcare nereușită. Care nici asta nu poate fi dovedită? Nu poate fi dovedită pentru că această cameră filmează în față și parcarea de regulă este cu spatele sau parcarea laterală, care este numai cu spatele, și mai punem o oprire de motor. Și din acel moment am ajuns la 20 și ceva de puncte de penalizare, peste 21 care înseamnă respinsă. Ori dacă ne gândim, lăsăm această oprire de motor, parcarea, putem fi uneori mai indulgenți. Există situații în care examinatorul face cu cursantul, încearcă să facă o parcare. Dacă nu îi reușește, îl pune să o repete. Iar în condițiile în care a doua parcare a fost reușită, din acel moment bifează că a fost executată parcarea și merge mai departe. Dar în condițiile în care examinatorul nu mai are răbdare sau poate nu mai are chef sau poate doar are probleme personale? Nu comentăm aspecte de genul ăsta, dar pune problema, cursantul încearcă să facă o parcare, nu-i reușește și spune bine, ok, am plecat și bifează ca parcare nereușită.
În acel moment s-a adunat un punctaj care nu neapărat dovedește că acel cursant nu știe să execute acea manevră. Mi-aduc aminte de o situație mai veche, pe vremea vechilor punctaje, unde din aceeași parcare nereușită din trei încercări era picat cursantul, iar replica examinatorului era: da, ai mers bine, dar nu ai reușit parcarea, așa că ne vedem data viitoare. Era o practică pe care am detestat-o întotdeauna. Din acest punct de vedere, lucrurile nu mai sunt identice. Dar ajungem în situația în care tot ce nu este dovedibil pe cameră, de fapt să ne facă acei cursanți să pice. Eu totuși nu înțeleg care sunt, nu știu, care e scopul acestor examinatori care găsesc tot felul de chichițe numai să nu îi lase pe unii care poate chiar conduc bine. Adică asta este și întrebarea noastră. Sunt cursanți care îi simt și ei ca o mână. Și uneori, doar pentru faptul că sunt la primul examen, atitudinea este: permisul nu trebuie luat din prima. Și atunci vin cu tot felul de acea zi se bețe în roate, hai să-l forțez până la momentul în care am un motiv să-l pic. Nu știu ce urmăresc. Au senzația că este traficul prea îngreunat pe stradă și atunci mai mulți conducători pe stradă ar îngreuna și mai mult traficul. Păi problema traficului este o problemă a autorităților, nu este o problemă a examinării. Iar în condițiile în care se practică genul ăsta de examinare, nu-l generalizez. Nu este unanim în stilul ăsta, dar există și situații de genul ăsta, când cursantul chiar ar fi meritat să aibă permisul și este respins cu 28 de puncte din tot felul de chestii banale. Chestii pe care orice persoană care conduce și are o anumită experiență se poate întâmpla în 25 de minute minim cât durează examinarea, da? În 25 de minute orice persoană poate greși aceleași lucruri, dar are permis și nu-l mai sancționează nimeni. Adică dacă am fi mai indulgenți pe anumite chestii banale, pe anumite aprecieri nesemnificative în examinare, lucrurile ar merge mult mai bine. Nici noi n-am fi atât de nemulțumiți, nici cursanții n-ar fi nemulțumiți că s-au pregătit, pentru că, de să ne aducem aminte, acum 6 luni de zile, domnul comisar Zacornea afirma că în ultimii 2 ani cursanții au venit mult mai bine pregătiți. Și totodată a scăzut promovabilitatea la 23%. Și cum explicăm? Aia, eu nu am o explicație. Și atunci nu înseamnă că, de fapt, există o problemă și în direcția examinării? Păi, mă uitam, la un moment dat a fost făcut un clasament vis-a-vis de examinatorii din Iași. Și se știe bine că sunt unii care au un grad, sau pentru a da permisul, sunt foarte puțini care fac acest lucru. Deci se vede pe procente acest lucru. Da, n-aș merge neapărat pe acest aspect. Pentru că acest clasament pe examinatori are importanță inclusiv, fără să se supere colegii mei, are importanță inclusiv de la ce școală vine cursantul. Adică sunt școli unde se știe că instructorii își dau interesul și sunt școli unde este tratată această activitate normal, să mai meargă și așa. Și atunci un examinator care, oricât de bun, bine intenționat ar fi, oricât de bun ar fi el cu acel cursant, la modul ok, îl înțeleg, are emoții, că e la început. Dacă nu stăpânește mașina cu adevărat, dacă nu iese ceea manevra ce trebuie să facă, da, nu iese manevra, din acel moment nu poate să-l treacă. Și atunci acest procent de promovabilitate pe care îl are examinatorul este irelevant. Aceeași chestie se întâmplă la noi. Degeaba
sunt anumiți instructori care au procent de promovabilitate 40%, 60%, 70%. M-am uitat și eu pe o statistică cu recent. Și mă uitam la cei care au procent foarte ridicat, număr foarte scăzut de cursanți pe care i-a pregătit. Și atunci întrebarea este, acel instructor care a pregătit 5 elevi, 5 cursanți într-un an de zile, din care i-au promovat 4, are într-adevăr 80% pe bune, în comparație cu cel care a avut 50 de cursanți într-un an și are un procent de promovabilitate de 28-30%. Cine are mai multă experiență? De ce acel instructor a avut 50 de cursanți într-un an și celălalt a avut numai 5? Tocmai pentru că această experiență pe care o are acel instructor face ca cursantul să-l aleagă. Dacă vă uitați, de circa 10 ani de zile, cursantul nu mai alege pentru obținerea permisului școala, ci alege persoana, alege instructorul. De ce am fost eliminați de pe piață în calitate de instructori autoautorizați? Pentru că cursanții veneau către persoană. Și atunci școlile, unde au existat diferite interese, au mers pe varianta de a ne elimina pe noi de pe piață și atunci, logic, cursantul va veni la școală. De asta, aceste procente de promovabilitate nu le-aș lua în calcul nici vis-a-vis de examinator, nici vis-a-vis de instructor. Și are un examinator o zi proastă și pică și pe unul bun. Care trebuie să aștepte mult, nici mai puțin decât 4 luni. Minim. Da. La un scurt calcul, așa, minim 4 luni. Păi dacă ne gândim că astăzi, de fapt ieri, pe 28 februarie, cineva s-a programat pentru data de 13 iunie, faceți dumneavoastră calculul cât este până atunci. Da? Deci avem o 3 luni jumătate, deci nu 4 luni. E mai puțin. Da, au fost acum câteva luni în urmă, era timpul de așteptare de 4 luni. Oricum este un timp foarte mare. Timpul este foarte îndelungat. Timpul acesta nu face să vină în favoarea cursantului, pentru că un cursant care așteaptă 4 luni de zile își pierde din dexteritate. Avem promisiunea, cum a fost și în Comisia de Dialog Social, discuția cu domnul prefect. Avem promisiunea și din partea domnului comisar șef Zacone, comandantul de Răpăciv, că se aprobă locuri pentru a angaja noi examinatori. Doamna ministru de interne a făcut aceeași afirmație că s-au aprobat 137 de locuri pentru a fi angajați examinatori. La nivelul țării 137 de examinatori n-ar însemna foarte mult. Dar dacă ne gândim la numărul de cursanți pe care îl are un județ și altul, dau un exemplu, la Iași 5 examinatori ar putea fi foarte, foarte bun și la Vaslui să fie necesar doar 2. Nu înseamnă neapărat că să împărțim 137 la 40 de județe, atunci n-ar fi relevant. Această situație ar schimba categoric. Gândiți-vă, un 5 examinator să examineze încă 75 de cursanți într-o zi, pentru că 15 pe zi, s-ar reduce timpul. Dar încă nu sunt angajați. Și atunci, atâta timp cât nu există, timpul de așteptare nu face decât să vină în defavoarea cursantului. Exact. Sunt cursanți care au fost puși în situația pentru că au picat odată sala sau pentru că de la momentul în care au terminat școala au așteptat o perioadă, o lună jumătate, până când s-au dus să dea examenul de sală și apoi au fost programați la traseu, au ajuns în situația să nu dea examen decât de 2 ori într-un an de zile, să mai aibă o valabilitate a dosarului de 3 luni, iar timpul, deci perioada de așteptare fiind peste 3 luni jumătate, nu putea fi reprogramat în valabilitatea dosarului, este obligat să se apuce de o nouă școală, dar totodată nu poate termina școala, chiar dacă timpul îi permite, nu poate finaliza această școală mai devreme de data când expiră valabilitatea vechiului dosar. Deci este o anomalie.
care numai teoretic, dar numai la noi, pentru că să ajunge, legea prevede că poate susține o probă de examinare după minim 2 săptămâni, dar timpul de așteptare este de 3 luni. 3 luni jumătate, 4 luni. Și nu facem nimic decât să pierdem timp și bani. Bani, timp, experiență și totodată să, să ni se reproșeze că dezastru de pe stradă ține de noi. Și iată, pentru că timpul se scurge foarte repede și suntem pe final de emisiune, vreau să vă întreb dacă sunt în avantajul cursantului. Iată, orele făcute în această perioadă. Știu că e mult mai bine să înveți să conduci pe timp de iarnă și pe așa condiții, nu? Da, asta este, pentru mine, vremea de afară este ideală. Cea mai potrivită. Cea mai potrivită, deci sunt momentele în care sunt foarte încântat că pot face cu cursantul ore pe care o stabil la lunecos, ore în condiții în care este foarte frig afară, ori când este aglomerat pe de-o parte, mașina patinează, nu are voie să se grăbească prea tare, dar nici să încurce traficul, unde cursantul simte cum fuge roata pe zăpadă. Mi-aduc aminte, ieri am făcut ședință de conducere cu un cursant, făceam pornire din rampă și la un moment dat a sesizat că fuge mașina și s-a speriat, zice, nu ajungem în șanț. Urcam la cetățuia și zic că aici ține ca să nu derapezi, modul în care accelerezi, modul în care dai drumul la pedala de ambreiaj, astfel încât mașina să se poată pune ușor în mișcare fără să fie bruscată, când aderența este foarte scăzută. Și dacă ați sesizat, de fiecare dată când vremea este nefavorabilă, ploaie, ninsoare, ger cumplit, pe stradă există taxiuri, există mașini de școală. Asta este perioada cea mai frumoasă pentru cursanții care vor să capete un pic de experiență și pe vreme nefavorabilă, pentru că, în principiu, nu vrem să scoatem pe piață șoferi de duminică. De weekend, numeam noi. Asta e foarte bine, pentru că, așa cum spuneați și dumneavoastră, contează mult, iată, să ai experiența aceasta din perioada rece, pentru că nu se știe când te lovești de o situație și nu știi să reacționezi. Corect. Rar se întâmplă. Am avut și situații, 3 cursanți în toată cariera mea, când au obținut permisul pe timp de vară, iar la momentul în care a dat zăpada, m-au sunat și au pus problema: domnul instructor, nu am experiența zăpezii, vreau să fac câteva ore de conducere pe zăpadă, să mă obișnuiesc cu carosabilul alunecos, pe carosabil înghețat, și apoi să pot conduce mai departe. M-a surprins această atitudine, dar am fost deosebit de încântat că au dat dovadă de a fi niște conducători autoresponsabili care au pus problema că experiența se poate obține chiar dacă cheltui niște bani, dar în condiții de siguranță. Și atunci am făcut conștienți câteva de niște lucruri și sunt de apreciat. Da, și asta, în general, genul ăsta de persoane sunt persoane care tot ceea ce au făcut, inclusiv școala, au făcut-o pe banii lor și atunci sunt interesați ca ceea ce fac să fie eficient și în condiții de siguranță, cred condiții că de siguranță, viața sigur are întotdeauna prioritate. Categoric. Eu vă mulțumesc tare mult pentru prezența la Invitatul Jurnalului, dar vă mai așteptăm aici cu informații importante, iată, despre acest domeniu, care este destul de greu și de frumos în același timp. Cu mare drag, și mai ales că în momentul în care noi mai așteptăm niște răspunsuri de la Ministerul Transporturilor, mai așteptăm răspunsuri de la Ministerul de Interne, poate de la Prefectură să ne vină cu un răspuns favorabil, vom da de știre, astfel încât să vă punem la curent și să-i punem la curent pe telespectatori cu toate detaliile, cu lucrurile care s-au putut schimba și pe care am reușit să le schimbăm în această activitate. Și mai ales în această lună trebuie să ținem aproape și să mai veniți aici să mai discutăm niște lucruri care au rămas, iată, nediscutate. Mulțumim tare mult! Doamnelor și domnilor, aici punem punct jurnalului nostru. Eu sunt Florina Stângaciu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară frumoasă în continuare! Coafiura prezentatoarei a fost realizată de Salon Utopia.